Cazul fetiței electrocutate în parcul din sectorul 6 nu este primul care se întâmplă la respectivul loc de joacă. Vecinii povestesc că în ultimii ani au mai avut loc două incidente asemănătoare, tot din cauza stâlpilor de iluminat. Chiar și așa, aceștia ar fi fost verificați superficial și nu au fost schimbați. Fetița curentată aseară este în continuare în spital, după ce a rămas inconștientă în urma șocului. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Oamenii din cartier spun că alți doi copii au fost electrocutați la același loc de joacă. Acum 2 ani, pardon. Tot așa cu electricitatea? Tot cu un copil, tot la ele. Știu că se întâmplă mereu. S-a mai curentat copii. Și atunci am chemat, chiar tot așa seara, s-a curentat copilul acela. A venit de un, la IDEP, de unde au venit, a oprit curentul și... În ciuda faptului că stâlpii din parc reprezentau un pericol evident, nici administrația, nici compania care furnizează curent electric în zonă nu i-au schimbat. Astfel s-a întâmplat inevitabilul. O fetiță de 10 ani a fost a treia victimă. S-a urcat pe poartă ca să sară în parc. Și în momentul ăla s-a curentat. Chiar într-adevăr, când m-am dus și eu acolo ca să văd, m-a curentat și pe mine pe mână. Și la un moment dat s-a învinețit și a leșinat. Fetița ar fi încercat să se cațere pe acest gard metalic pentru a intra la locul de joacă închis la acea oră, iar în momentul în care a ajuns sus și a încercat să se sprijine de stâlpul de iluminat, șocul electric a aruncat-o la pământ. Inconștientă, fata a fost dusă de urgență la spital. S-au făcut investigații, consult cardiologic, este stabilă, nu a pus probleme deosebite, nu are leziuni de arsură la nivelul tegumentelor. Vin cu nepoții în parc și m-a marcat foarte mult, adică putea să se întâmple copilul meu, nepotul meu. Eu cu un sfert de oră înainte intrasem cu nepotul meu, stau în scară aici și erau mulți. 15-20 de copii. Locul de joacă a fost închis temporar și curentul electric de la stâlpi a fost oprit. Până la ora difuzării materialului, primăria sectorului 6 nu ne-a oferit o reacție oficială.